2023 a fost un an bogat în rezultate de excepție pentru elevii școlii gimnaziale George Poboran. Copiii de aici au obținut premii importante la discipline precum religia, româna, geografia și științele sociale. În primul rând a presupus multă muncă, mult exercițiu, foarte, foarte multă dedicare în ceea ce înseamnă arta iconografiei bizantine și foarte multă dragoste pentru aceasta. Totul a început când era mic și am început să citesc foarte multe cărți despre istorie și geografie. În primul rând, a trebuit să fiu pregătită și din punct de vedere spiritual, a trebuit să fiu pregătită și cu vocabularul, a trebuit să folosesc foarte multe expresii, a trebuit să am un limbaj bogat și să fiu familiară cu divinitatea și cu literatura. I-a presupus multe ore de muncă, în general după școală, deoarece nu prea puteam să ne pregătim la școală. Foarte multă ambiție, pentru că n-a fost chiar atât de ușor. Multă colegialitate, să spun, și multă înțelegere. A ajutat să realizez că unor oameni se încarcă foarte multe drepturi și există persoane care încă trăiesc așa. Și m-a ajutat să realizez că eu vreau să merg pe această carieră cu drepturile. Sunt rezultate excepționale, în spatele cărora se află o echipă formată din dascăli dedicați și copii dornici să exceleze. Pentru aceste lucruri, elevii și profesorii de aici vor fi premiați de Primăria Slatina la cea de 8-a ediție a Galei Laureaților. Școala noastră va urca, așa cum a făcut-o în fiecare an, cu foarte mulți campioni, cu un număr de 55 de elevi care sunt premiați pentru că în anul școlar anterior au terminat anul cu media 10. Iar alături de ei vor urca și toți elevii care au performat la olimpiadele și concursurile naționale la care au participat, obținând foarte multe premii. De asemenea, alături de toți acești copii, vor urca pe scenă și vor fi premiați cadre didactice, un număr de 5, cei care i-au coordonat și i-au condus către acest succes și care de asemenea se bucură de aprecierea, recunoașterea și încurajarea organizatorilor, în cazul de față Primăria Municipiului Slatina, cea care, an de an, prin toate activitățile desfășurate, precum aceasta, susține educația. Sâmbătă 20 ianuarie va avea loc Gala Campionilor, fiind premiați 1236 de elevi, 222 de sportivi, 185 de profesori și 27 de antrenori care au obținut rezultate excepționale la concursuri și olimpiade naționale și internaționale.